Una dintre legendele locului ne spune că în secolul al XVI-lea, o femeie a adus cu carul ei, tras de bivoli, timp de 30 de ani, piatra necesară actualei construcții pentru a-și răscumpăra păcatele în fața lui Dumnezeu. Documentar, Mănăstirea Sucevița este atestată la anul 1586, fiind ctitorie comună a familiilor movileștilor, mari boieri, cărturari și chiar domnitori ai Moldovei și țării românești între secolele 16 și 17. După venirea pe tronul Moldovei în anul 1595, Ieremia Movilă adaugă bisericii două pridvoare, zidurile și turnurile de incintă, care conferă mănăstirii înfățișarea de cetate medievală. Tot în timpul domniei lui Ieremia Movilă, se pictează biserica în interior și exterior. Pictura, realizată în frescă, a fost executată de doi pictori moldoveni, Ioan Zugravu și fratele său Sofronie, și se păstrează în forma originală. Construită în stilul arhitecturii moldovenești, mănăstirea este o îmbinare de elemente de artă bizantină și gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova. Pictura murală de la Mănăstirea Sucevița este considerată de cercetătorul de artă francez Paul Henri drept testamentul artei moldovenești.